S-ar părea că în lume totul poate fi explicat cu ajutorul științei, însă nu e totul atât de simplu, există locuri misterioase, anomale și neobișnuite. Astăzi o să-ți arătăm 10 locuri de pe Pământ care sunt imposibile din punct de vedere a științei, așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți un ceai cu lămâie, stoarce butonașul de like și să începem! Racetrack Playa. Un lac uscat cu denumirea Racetrack Playa, situat în partea de nord-vest a Parcului Național Valea Morții din California, probabil mulți cunosc acest loc. E unul din cele mai neobișnuite locuri care se deosebește prin secetă cumplită și căldură infernală. În ceea ce ține de Racetrack Playa, atunci la exterior e un lac uscat obișnuit, însă este un dar. Pe suprafața sa de lut se mișcă pietre cu o greutate de 10 kg plus. Un moment important, pietrele se mișcă independent, să nu crezi că oamenii le împing, insectele sau animalele. Nu sunt urme decât cele a pietrelor. În același timp, traiectoria mișcărilor pietrelor e fixă. Cum, conform științei, se pot mișca obiecte neînsuflețite la distanțe atât de lungi? Oamenii de știință au câteva versiuni. Conform primeia, cauza mișcărilor misterioase se ascunde în câmpurile magnetice specifice. Cea de-a doua spune că pietrele sunt mișcate de vânt care ajunge la 10 de metri pe secundă în acea vale. Conform celei de-a treia, pietrele se mișcă datorită cutremurelor cu intensitate nu prea mare. Cea de-a patra spune că lacul este acoperit cu apă de câțiva centimetri. Noaptea, apa îngheață, iar pietrele aruncă pe gheața subțire. Nu e clar până acum care versiune e adevărată. Poate una din ele sau poate toate împreună. Poate fi și un adevăr despre care nimeni nu cunoaște. La al 37-lea kilometru a Kursk-Spit, în regiunea Kaliningrad, Federația Rusă, poate fi găsită o bucată de pădure de conifere care se deosebește de toate pădurile pe care le-ai văzut vreodată în viață. Copacii de aici sunt îndoiți, aplecați și răsuciți în spirală. Din acest motiv, pădurea a fost numită Dansatoare. Pădurea a fost sădită în anul 1961 și până acum nu e clar de ce coniferele dansează, ca și în cazul pietrelor care se mișcă. Oamenii de știință au multe versiuni. Conform uneia, trunchiurile copacilor tineri au fost deteriorați de omizi sau este vorba de influența geomagnetică a fisurii tectonice. Însă ufologii au o altă versiune conform căreia pădurea dansează datorită reprezentanților civilizației extraterestre. Coincidență sau nu? Însă în Polonia există o pădure asemănătoare. Ea este numită curbată sau îndoită. La fel are copaci dansatori. Cel mai probabil forma acestor copaci a fost afectată de influența antropică. Însă nu se cunoaște nici scopul și nici metoda. Oamenilor de știință doar le rămâne să ghicească care e motivul. Kelimutu. În Indonezia pot fi găsite multe vulcane. Kelimutu e unul din ele. El este situat pe insula Flores, însă este interesant nu însuși vulcanul, ci trei lacuri crater ale sale. Fiecare din ele au propria culoare care se mai schimbă. Această schimbare are loc spontan. Un lac sau altul se poate colora doar în câteva ore. Asta se întâmplă și așa rare ori. Însă trei lacuri odată care își modifică nuanța și încă atât de imprevizibil e o adevărată anomalie. Ce cred oamenii de știință? Conform părerii lor, e din cauza reacțiilor chimice de la fundul rezervoarelor de apă. Cu toate acestea, localnicii au propria părere. Ei consideră că sufletele celor morți pleacă în aceste lacuri și că schimbarea culorii înseamnă că sunt furioși. Tu deja alege pe cine să crezi, oamenii de știință sau localnici. Dună cântătoare. În Kazahstan, Almaty, putem vedea priveliști uimitoare, inclusiv și Duna Cântătoare, un munte de nisip în nuanțe deschise care are până la 3 km în lungime și o înălțime de 150 de metri. De pe dună se deschide o priveliște frumoasă spre râu și munți Mov, Sogest și Bagust. Însă, principala trăsătură a Dunei sunt cântecele sale, de asta și a fost numită așa. Pe timp uscat, Duna emană sunete asemănătoare cu arganul. La fel, mai seamănă cu sunetul crater pe care îl poți auzi de pe mal sau decolarea unui avion mic. Scrie în comentarii cu ce ți se asociază acest sunet. O perioadă lungă de timp, oamenii de știință considerau că acest loc nu e posibil din punct de vedere științific. Localnicii explică aceste sunete în felul lor. Conform unei legende, în Barhan a venit un shaitan care rătăcea prin lume și le făcea rău la oameni. Conform unei alte versiuni, în nisip e îngropat Genghis Khan și prietenii săi. Se spune că Barhan cântă când sufletul lui Genghis Khan este epuizat de durerile sufletului și le povestește
vorbește strămoșilor despre câștigurile sale. E o legendă frumoasă, însă oamenii de știință totuși au găsit dreptatea. Conform părerii lor, cauza sunetelor este frecarea boabelor de nisip când el se mișcă. Cu cât mai mare e masa nisipului, cu atât sunetul este mai expresiv. De la o scrâșnitură până la melodia arganului sau chiar bubuituri. Dacă oamenii de știință au găsit cauza dunelor cântătoare, atunci cu Darvaza au probleme până în prezent. Acest loc uimitor se află în Turkmenistan și se numește neoficial Porțile Iadului. Da, este un sens în asta deoarece craterul de gaz seamănă cu intrarea în iad, însă el nu a fost mereu așa. În anul 1971, nu departe de un sat mic, geologii au început să foreze o sondă de explorare. În timpul forajului, oamenii de știință au dat de o cavitate subterană din cauza căreia s-a prăbușit pământul și s-a format o gaură imensă plină cu gaz. Instalația de foraj cu tot cu echipament s-a prăbușit în gaura formată, însă oamenii nu au avut de suferit. Ca gazele să nu iasă la suprafață, au fost incendiate. Oamenii de știință erau siguri că gazul va arde în totalitate timp de câteva zile, însă s-au greșit amarnic. Au trecut mai mult de 50 de ani, însă Darvaza tot arde zi și noapte. Asta sperie oamenii de știință, ei nu înțeleg cum asta e posibil, cum gazul poate să ardă atât de mult. Pare că nu vom afla adevărul. Este clar una. Faptul că arde atât de mult influențează negativ ecologia și sănătatea oamenilor care trăiesc prin împrejurimi. De aceea, autoritățile din Turkmenistan planifică să închidă porțile în timpul apropiat. Haideți să ne abatem de la natură și să ne teleportăm în India. Subcontinentul indian este patria civilizației indiene antice. Asta înseamnă că aici sunt multe taine, însă puține se compară cu coloana Chandragupta. Coloana de fier de 7 metri și 6,5 tone se află în Delhi. În ceea ce ține de aspect, e o coloană obișnuită la care majoritatea de noi nu am atrage atenția. Însă, în Delhi este una din principalele atracții turistice. Ea a fost ridicată încă la începutul secolului al 5-lea al erei noastre. Și în toată această perioadă, coloana practic în totalitate nu a fost afectată de coroziune. Cu alte cuvinte, timp de mai mult de 1,5 mii de ani aproape că nu a ruginit. Cum asta e posibil, când de obicei metalele pot să ruginească deja peste câteva zile? Nimeni nu are un răspuns la această întrebare. Această coloană infirmă legile fizicii și a științei în general. Blochează oamenii de știință, ei nu înțeleg cum în secolul 5 oamenii de știință au reușit să obțină un astfel de rezultat. Conform ipotezelor, coloana a rezistat un timp atât de îndelungat datorită climei favorabile și a uleiurilor cu care a fost acoperită. Însă noi credem că adevărul se ascunde în altă parte. Pe timpul rece, apa îngheață și capătă o nuanță solidă, iar în cea caldă rămâne în cea lichidă. E fundamentul de bază a fizicii pe care îl cunoaștem din copilărie. Conform ideii, totul în lume trebuie să corespundă acestei reguli, însă sunt și excepții anomale. Una din ele e cascada Huko. Ea este situată în China, seamănă cu o cascadă mare cu flux de apă puternic, însă aici se ascunde un mister al naturii. Iarna, când temperaturile în regiune scad la minus 30 de grade Celsius, cascada nu îngheață, însă odată la 25 de zile este acoperită cu un strat de gheață chiar în mijlocul verii. Se pare că Huko percepe temperaturile în mod special. Oamenii de știință nu înțeleg cum e posibil și nu pot să descopere acest mister. Poate nici nu trebuie. Lacul Shaitan. În regiunea Kirov, Federația Rusă, sunt multe lacuri, însă cel mai unic e lacul Shaitan, înconjurat din trei părți de pădure. Acest lac interesează atât cercetătorii cât și oamenii simpli din mai multe motive. Pe scurt, lacul se comportă destul de ciudat. În primul rând, la suprafața lacului apar havuzuri cu o înălțime de până la 10 metri, la fel erupții mari sub formă de apă clocotită. Acest proces poate dura și câteva ore. În al doilea rând, acolo poți da de insule plutitoare. E uimitor că sunt destul de dense și stabile. La suprafața lor chiar pot crește copaci sau sta oameni. Încă un loc misterios poate fi găsit și în Finlanda. Apropo, în întreaga țară se numără 190.000 de lacuri. De asta deseori Finlanda e numită țara lacurilor. Printre un astfel de număr mare de rezervoare de apă nu putea să nu apară ceva mistic. Vorbim de lacul Paaselka. Regulat, pe orice vreme, la orice oră a zilei, poți urmări cum la suprafața apei se plimbă focuri misterioase. Unele din ele seamănă cu foc, altele cu niște baloane. Conform credințelor finlandeze, aceste lumini indică locurile unde sunt comori. Conform legendei, mulți oameni se scufundau în apă și pluteau spre comoară.
Însă aceste focuri ademeneau oamenii lacomi la adâncimi periculoase. Puțin scăpau de acolo. Conform unei alte versiuni, la fundul lacului trăiește cineva rău și periculos care emite această lumină. Oamenii de știință încă nu înțeleg cu ce au de-a facere. Poate că aceste lumini sunt descărcări de energie electrică în atmosferă, așa numitele focuri Sfântului Elm, sau surse de metan care ies la suprafață și se aprind, sau poate fi urme de mișcări OZN. A fost și o astfel de versiune alternativă. Fântâna lui Thor. Dacă pe lume și există o poartă spre lumea subterană, atunci ea trebuie căutată în statul american Oregon. Aici se află o fântână enigmatică a lui Thor, care de câteva decenii nedumerește oamenii de știință. Fântâna reprezintă o pâlnie cu diametru aproximativ de 5 metri și o adâncime de aproximativ 6 metri. În timpul furtunii, la flux și reflux, acest loc se transformă într-un adevărat havuz care organizează show-uri gratuite pentru toți doritorii. Apa care face zgomote și produce urlete intră în pâlnie ca după prin mii de stropi să iasă la suprafață, iar după din nou să ajungă în fântână. Uneori face spumă, se avântă și pătrunde în interior, perzându-se în infinitul său. Acesta e și misterul. Nimeni nu înțelege unde dispare apa. Ea într-adevăr parcă dispare undeva, iar fântâna nu se umple până la margini. Oamenii de știință presupun că cel mai probabil fântâna e conectată la o rețea de peșteri subterane și anume în ele se aduce apă curgătoare. Însă asta e greu de verificat. Oamenii de știință nu au dispozitive necesare, dar este periculos să coboare în jos scafandre. Cel mai probabil ei vor dispărea în fântână ca și apa. Întrebare. Cei care ați fost în comă, ce v-a șocat cel mai mult după ce v-ați trezit? Răspuns. Străbunicul meu, după ce s-a trezit din comă, nu mai putea vorbi limba engleză, dar în schimb știa limba ciocto, pe care a învățat-o în copilărie. Imediat după comă, nu ținea minte că am născut și că aveam un fiu, dar peste câteva zile, memoria a revenit la normal. Iar eu, după ce m-am trezit, am uitat cum se respiră. Chiar a trebuit să mă învăț din nou să respir. Asta mi-a luat câteva zile. Mai multe răspunsuri incredibile la această întrebare și la multe altele le găsești pe canalul Elbrus. Întrebări și răspunsuri. Linkul este în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care loc din cele prezentate de noi în acest episod v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!